Și continuăm cu jurnalul cu informație de ultimă oră. Iată, un accident a avut loc pe autostrada Soarelui în urma unei tamponări între un tir și un camion. Se circulă îngreunat pe A2. Adrian Creangă de la Centrul Infotrafic este acum în legătură telefonică directă cu noi. Bună dimineața! Ce dată aveți? Cum se circulă? Cum stau Bună lucrurile? dimineața, dumneavoastră și telespectatorilor! Din cauza unei tamponări dintre un autotren și un autocamion, traficul pe sensul către litoral al autostrăzii Soarelui se desfășoară în greunat la kilometrul 192. Pe o porțiune de aproximativ 6 km, vehiculele se deplasează cu o viteză de aproximativ 30-40 de km pe oră. Se estimează că în scurt timp circulația în zonă va reveni la normal și o ultimă precizare, nu s-au înregistrat victime. Bun, mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări. A fost Adrian Creangă de la Centrul Infotrafic. Așadar, se circulă îngreunat în dreptul kilometrului 192 pe autostrada Soarelui din cauza unei tamponări între un tir și un camion, însă cei de la rutieră speră ca într-un timp cât mai scurt circulația să revină la normal.